Salutare tuturor! Astăzi, acest lache flaușat vrea să vă povestească cum și de ce a ajuns în Italia, ce credeau că o să găsească în Italia și ce a găsit în Italia. Când ai 14-15 ani și ți se întorc prietenii din țări străine, te uiți la ei în gură și crezi tot cum credeai părinții tăi că există Moș Crăciun. Deci, ce le ieșea din gură la prieteni, tu credeai. N-o să uit niciodată când se întorceau prietenii din Italia și aveau tricourile alea albastre pe ei. Scris aici pe piept frumos Italia. Și tu deja visai, mâine vreau să le iau și eu, când o să ajung în străinătate, o să-mi iau și eu acest tricou. Mai ales că prietenii îți povesteau că tricoul ăla costa 100 de euro și ei nici măcar nu l-au cumpărat, ei l-au furat. Deci, copil mic, eu deja îmi imaginam cum ajung în Italia, trebuie să-mi cumpăr și eu acest tricou. Fiind copil din provincie, deja când ajungeam pe la Craiova, și mă duceam la grădina zoologică și vedeam grădina zoologică, aveam impresia că sunt în America. Deci, am zis, când o să termin școala, o să mă duc în Italia. Să devin bogat și eu ca tovarășii mei, că, bă, ciudat, dar ciudat. Toți tovarășii mei care se întorceau de prin Italia, după 2 luni, la muncă, bă, se întorceau bogați. Am zis, bă, e frumos să stai în România, să fii șmecher, să nu faci nimic. Dar e și frumos să fii bogat. Și în acel moment am decis. Când o să termin școala, o să mă duc în Italia, o să devin bogat și o să-mi cumpăr și eu acest tricou albastru cu scrisul ăla pe piept, Italia. Băi, fraților, am terminat școala și am zis, gata. E momentul potrivit să plec în țări străine și să devin bogat. Și să mă întorc și-o peste 2 luni să povestesc la tovarășii mei cât e de frumos prin țări străine și cum se fac banii ușor. Am sunat-o pe maică mea, că eram sărac, n-aveam nici măcar un leu în buzunar, și am zis, mamă, cumpără-mi bilet că vreau să vin în Italia. Vreau să vin în Italia să fac bani. Maică mea mă cunoștea. Și deci, părerea mea s-a și gândit, ia uite, aruncai alți 80 de euro, vine ăsta în Italia și pleacă după o săptămână. Băi, fraților, eu mă gândeam că o să ajung în Italia și o să ajung în America. Eu așa îmi imaginam străinătatea. Cum vedeai pe la televizor America. Blocurile la înalt, 30 de etaje, mașini șmechere, oameni îmbrăcați frumos. Bă, îmi ziceau prietenii, bă, în Italia, oamenii nici măcar nu își pală hainele, mă, când se murdăresc. Aruncă hainele. Nici măcar nu le spală. Băi, m-am gândit să nebunesc. Păi Italia, frate. Curg banii la robinet. Așa mă gândeam eu. Bă, fraților, în primul rând, am ajuns în Italia. Să o luăm cu început. Am ajuns în Italia. Era noapte. Dar, pe la 6-7 dimineața, am ajuns, cred, la Mantova, Padova, nu mai țin minte. Se oprește autobuzul ăsta. Eu abia așteptam să se oprească autobuzul. Nu de alta, frate, dar când mergi în autobuz cu 40 de persoane și deschid acele pachete ca să mănânce cu usturoi înăuntru, cu ceapă, cu șuncă, cu toate bunătățile din lume. Bă, imaginați-vă voi ce era în autobuzul ăla, momentul în care 40 de persoane deschideau acele pachete.
Deci vroiam să ajung în Italia ca să pot să respir cel puțin. Nu mai vroiam să mai fac bani, dar vroiam să respir. Am ajuns în Italia. Bă, ce să vă zic? Mă uitam pe geam, dar nu vedeam blocurile ăștia mari care mi le imaginam eu. Eu mă gândeam, bă, cred că suntem pe la țară, prin Italia. Că erau blocurile ăștia de un etaj, două. Da, mă gândeam, ăștia la țară au toți blocuri. Dacă în oraș sunt blocurile alea mari, la țară sunt blocuri de ăștia mai micuțe, da. Cel puțin aveau două etaje, dar am zis, băi, frumos la țară, cel puțin. La ăștia la țară e frumos, blocuri frumoase, cu două etaje. Băi, fraților, am mai văzut ceva ciudat când am ajuns în Italia. Bă, biciclete peste tot. De-aia m-am gândit că sunt la țară, că tot vedeam atâtea biciclete. Nu de alta, dar când eram eu copil, aveai dreptul să mergi în bicicletă până învățai. Odată ce învățai să mergi în bicicletă, nu puteai să o mai folosești. Deoarece lumea zicea că erai sărac. Cel puțin de un în cartier unde eram eu, dacă mergeai cu bicicleta, erai sărac. Numai săracii foloseau bicicleta. Bă, în Italia, pe unde te uitai, mâncați-și gura ta, numai biciclete. Zic, bă, asta e. Suntem la țară. Există țară și aici, în Italia, nu numai în România. Am ajuns la Verona. Bă, blocurile ăștia înalte care visam eu să le văd, să-mi fac și o poză, un selfie, nu le vedeam, să moră dacă vă zic. Bă, nu le vedeam. Am zis, asta e. Poate în alte orașe o fi cum sper eu. Bă, m-am gândit, cel puțin o să-mi fac poze cu mașini șmechere. Bă, mașinile ăștia șmechere, bă, nu le vedeam. Păi, cel puțin în România mai vedeai BMW-uri de alea. Erau din anii 80, dar cel puțin le vedeai cu... Că spuneai pe ele genții șmechere. Făceai geamurile fumurii. Păi aici, în Italia, cred că am văzut prima mașină cu geamuri fumurii după 2 ani în care am stat prin Italia, frate. Bă, deja începea să miroase urât Italia asta. Bă, am zis, bă, sper că am ajuns în Italia. Ok. Eu în viața mea nu muncisem. Am muncit în viața mea până să ajung în Italia decât o jumătate de zi. Mă dusese fratele meu în construcție. Că să nebunesc, începusem la 8 dimineața și până la 12 ziua mi se lungiseră mâinile de vreo 20 de centimetri la cât cimet am cărat. Că la 12 ziua mi-am băgat pula în fratele meu și am zis, frate, tu muncești, muncește și pentru mine că mie nu-mi place munca. Nu vă mint, mi se lungiseră mâncava și gura voastră mâinile la cât ciment am cărat. Bă, o lasă-mi cu cap. Bă, fraților, am ajuns în Italia. Am fost șmecher timp de 2 săptămâni. Stăteam prin oraș, poze. Sunam tovară și să le arăt ce șmecher sunt eu prin Italia, cum mă plimb, cum fac. În Italia am descoperit McDonald's. Când am plecat eu din România, McDonald's-ul era pe la București, pe la Craiova, cred, nici nu sunt sigur că era McDonald's pe la Craiova. Bă, și la Deva l-am văzut, atât. Eram deja șmecher că umblam pe la McDonald's în Italia, deja mă simțeam șmecher, mă simțeam bogat, cum îmi povesteau tovarășii mei, că cum puneai piciorul pe pământ italian, erai deja bogat. Băi, fraților, dar miracolul ăsta să fiu turist a durat decât vreo 2 săptămâni. Am găsit servici. Unde am găsit servici? Într-un restaurant. În bucătărie. Fraților, eu o bucătărie o văzusem decât prin filme americane. Când se băteau Bruce Lee cu prietenii lui, se băteau prin hoteluri.
și încercau să fugă, treceau prin bucătărie ca să iasă prin spatele bucătăriei și fugeau. Așa am văzut eu bucătăriile. Bă, fraților, intrai în bucătăria asta, hotelul era încă închis. Și m-am dus să vorbesc eu cu patronul, să vorbesc. Eu știam decât să zic ceau. Dar m-au învățat tovarășii mei. Bă, ăla când vorbește, tu dai din cap. Nu vorbești, dai decât din cap. Și ăla crede că tu ai înțeles. Și mergi înainte. Băi, fraților, am intrat în bucătăria asta. Eu m-am speriat. Bă, era un frig în bucătăria aia. Bă, da, un frig. Și erau mese de alea lungi, de aluminiu, de inox. Bă, mă jur dacă vă mint, am început să mă întreb dacă sunt într-o bucătărie sau sunt într-o morgă. Aveam senzația că sunt închis într-o morgă, cu frigidelele ăștia mari de inox. Mese lungi de 2-3 metri de inox. Un frig să nebunesc că îți înghețau ficatul în tine, îți îngheța ficatul în tine. Bă, m-am gândit, suntem siguri, frate, că sunt într-o bucătărie sau într-o morgă? A vorbit omul ăla, am vorbit și eu ascultând. Si, eu laborare, si. I-am mințit că am făcut și un curs de bucătărie prin România. Dar eu nici la școală n-am învățat. Am trecut prin școală ca prin brânză. Păi, fraților, 3 zile m-am dus la muncă. Bă, fraților, prima zi mi-a trecut, să zicem. Prima zi trece cât de cât repede. Fraților, l-a spălat de vas într-un hotel după o săptămână. Am intrat înăuntru că aveam 1,87 m, după o săptămână aveam 1,60 m. Așa era mâncat și lucram 12 ore pe zi. Bă, și să-mi bat pula în tovarășii mei, că mie mi-au zis, bă, în Italia nu-s ca în România, nu te rup ăștia cu munca. În Italia lucrez decât 6 ore pe zi. Bă, lucram 6 ore pe zi dimineața, dar lucram și 6 ore pe zi seara. Poate nu i-am ascultat eu bine pe tovarășii mei și n-am auzit tot. Sau ne-au spus ei decât jumate. Nu știu, frate. Știu să nebunesc că dintr-o dată, după ce, bă, în loc să fac bani în Italia, eu pierdeam în înălțime, frate. Cum treceau zilele, cum eram să nebunesc, mai scund. Bă, mă cocoșasem de atâta muncă. Când tu trebuie să speli 400-500 de farfurii pe zi, 400-500 de furculițe, cuțite, cănii, cești de băut cafea, farfurii pentru desert. Fraților, dintr-o dată visul meu era să fiu sărac. Vroiam să fiu sărac dintr-o dată, nu vroiam să mai fiu bogat. V-am băgat într-o lună muncă. Că să nebunesc dacă n-am recuperat tot ce n-am muncit până la 18 ani. Și care e problema? Că tu când ești un lache flaușa la muncă, că nu știi să faci nimic, toți bulangii o să te facă să faci tot. Păi eu din spălător de vase ajunsesem să fiu și tehnic la reparat de televizoare. Cum nu mergea un televizor prin camere la hotel? Alex, nu merge televizorul în camera 21. Păi du-te dreapă de aici, că eu am început să văd televizor cu culori, că aveam 15 ani mâncață-și gurat. Și tu vrei să-ți reparție televizor, să înțeleg de ce nu mergea televizorul în camera 21. Că eu altceva decât să-l bag în priză și să-l scot din priză, nu știam să fac. Mă duceam, îl scoteam din priză, băgam, îl făcuși, îl făcui. Dumnezeu să mă ajute. Nu știam.
Erai la chef la ușat în bucătărie. Bă, dintr-o dată trebuia să mai și dai cu mătura prin restaurant. Bă, fraților, în momentul ăla mi-am dat seama. Ori mor sărac, ori învăț să fac ceva. Și mi-aduc aminte și acum că am început când ieșea bucătarul din bucătărie, mă puneam și-o pe lângă tigăi. Să văd și-o cum treacul făcea el să arunce pasta aia în tigaie, mâncați-o să o învârtă fără să o ating. Dar mi-era rușine. Așteptam că ieșea el din bucătărie și dădeam. Bă, am început, i-am zis, bă, lasă-mă să fac și eu insalate. Bă, în două zile, o săptămână, că am început să tai și o insalate, să tai și o castraveți, să tai și o morcov, să fac. Bă, mi-am tăiat toate degetele de la mână. Vă dau cuvântul meu de onoare, că eu dacă n-am tăiat nimic în viața mea, eu nu știam că trebuia să ții mâna așa și să tai. Eu o țineam ca săracul, frate, și îmi tăiam și degetele să nebunesc. Îmi tăiasă mâinile să nebunesc, îmi ieșea sânge de peste tot, dar tăceam din gură și nu, șeful, n-am nimic, șeful. Îmi zicea ăla, puneți bă mânușă, n-am nimic, șeful. Puneam mâna sub apă, puneam hârtie, așa lucram. Lucram să nebunesc cu mâinile închise, ca să nu-mi iasă sângele. Bă, fraților, ca să închid acest video, în primul rând vreau să le mulțumesc la tovarășii mei care mi-au zis că în Italia se fac bani mulți fără să faci nimic. Bă, n-am nimic cu voi. Că dacă mă supăr pe voi că m-ați mințit, ar trebui să mă supăr și pe părinții mei că m-au mințit că există Moș Crăciun. Deci. Și apropo, tricoul albastru cu Italia, eu încă l-am. Și am dat decât 2 euro pe el. N-am dat 100 de euro. Nu știu de unde l-ați cumpărat voi cu 100 de euro, frate. Eu l-am găsit pe Tarabe pe aici cu 2 euro. Nu știu. Să mor eu, tovarășii mei, să ne puneți numai bogați și numai tricouri de 100 de euro. Bă, se vede că eram tovarășul vostru ăla meghinionist. Bă, fraților, eu vă pup. Și ne mai vedem la alte povești. Să aveți o zi frumoasă. Și dacă treceți prin Italia, bă, să vă dea Dumnezeu noroc să deveniți și voi bogați în două luni, ca tovarășii mei.